hotel, ce zici? Anul îmi plăcea pentru astăzi? Se vede clar că te iubește, deci are o strălucire în privire. Da, așa e? Da. De cât timp sunteți împreună? Avem deja un an. Mamă, o fi dulce Amandina asta, dar iubita mea este și mai dulce. Ți-am spus întotdeauna că prea mult dulce îți face rău. Deci n-ai niciun gând? Ar trebui să mă apuc să strâng bandul meu. Nu o suport și gata. Eu văd altfel lucrurile. Mamă, femeia asta este o prefăcută. Mamă, femeia asta mă iubește. Te iubește? Da, femeia asta mă iubește. Cum îți demonstrează că te iubește? Încerc să te recucerești, ce vrei să încerc? După un an de zile. Da, dacă acum mi-am dat seama, nu? Și nu se pare că e puțin cam târziu? Într-o relație serioasă, care presupune și o viitoare căsătorie, încrederea în partener este foarte importantă. Cum trecutul te definește atât cu părțile lui bune, cât și cu cele mai puțin bune, el trebuie dezvăluit. Astfel, partenerii, cunoscându-se unul pe celălalt, pot construi o căsnicie adevărată și autentică. În caz contrar, secretele nespuse din trecut îți pot eroda relația din cauza neîncrederii care s-a infiltrat între cei doi parteneri. Loredana și Doru au 27, respectiv 30 de ani și vor împlini în curând un an de relație. Ajunsă la vârsta maturității, Loredana simte că a sosit momentul să devină mireasă și să aibă parte de cea mai frumoasă nuntă din câte au existat, iar cel care va face ca visul ei să devină realitate este convinsă că va fi iubitul ei, Doru. De aceeași vârstă, dar neimplicată momentan într-o relație, este Miriam, cea mai bună prietenă și confidentă a Loredanei, pe care vă invităm să o cunoașteți în continuare. Ce-a fost răsuflarea asta? Așa, de când am mai avut un moment de respiro și eu. Știi, să stăm așa ca fetele de vorbă. Chiar că. Mă simt așa oricum leșinată. Și... dar cred că e și de la căldură, știi? Da, și stai seama, și stresul ăsta acumulat în ultima perioadă, nu pot să zic că a fost benefic. E bună cafea? Da, da, e foarte, foarte bună, deci chiar îmi place maxim. Da, bună! Dar ce avem aici? Ce faceți, fetelor? Stăm și noi ca fetele. Da. Da? Tu ce faci? Ce să fac? Uite, am ajuns și eu acasă. V-am întrerupt? Nu, stai liniștit. Ce frumoase sunteți. Unde veniți sau unde vă duceți? Sunt în haine de casă, iubire. Eu am venit de acasă și stăm tot în casă. Nu plecăm nicăieri. Da. Mă bucur că vă simțiți bine. Cafele. Viață frumoasă. Relaxare. Da. Până la această vârstă am avut mai multe relații. Însă dragostea adevărată o trăiesc acum cu Loredana. Doru este un bărbat minunat. Are casă, are mașină, are tot ce-i trebuie și este și carismatic. Da, eu de-abia am venit, însă mai am niște treabă de rezolvat, am venit să iau ceva. V-am pun la birou să-mi iau ce-am doluat și o să plec. Promit că o să fim comiți. Da? Da, da, da. Păi n-avem ce să facem, stăm și noi ca fetele casă. Bine. Da, păi ce să zic, spor atunci, dar ce ai tu acolo de făcut? Mersi, distracție plăcută. Pa. Pa. Și ție. Pa, pa. Hai, fată, dar ce frumos se comportă cu tine, deci nu pot să cred. Păi și cum ai vrea să se poarte? Nu, în ideea că se vede clar că te iubește, deci are o strălucire în privire. Da, așa e? Da. De cât timp sunteți împreună? Avem deja un an. Da. Bine, cu ce am trăit eu alături de el, nu mi se pare că a trecut atât de repede, sincer, dar e de bine. Fain. Da. Foarte de bine. Păi, cred că mai ai puțin și mă cere de soție, gata. Păi, de asta e puțin. Tu vrei să te căsătorești? Păi, de ce nu? Adică am vârsta pe care o am 27 de ani, e numai bine să fac pasul ăsta. Și da, dar nu e, nu știu, adică, nu știu, nu m-aș fi așteptat după un an să văd așa, gata, păi, gânduri de... Păi, exact cum ai spus și tu, se poartă frumos cu mine, este un bărbat extraordinar, mă înțeleg foarte bine cu el. N-ar avea cum să nu vrea acest lucru cu mine. Și cu... Adică te uiți la mine? Cosmin... Lasă-l pe Cosmin. Cosmin e de vremea trecutului, nu mai există. N-ați mai vorbit? Mă,
Ce vrei să zic acum? Da și nu. Ideea este că el și-a ales drumul în viață, are copil, are nevastă, să se spele pe cap cu ei. Adică, na. Dar copilul cât are? Adică păi nu era un aproape an? Un an, păi da. De când sunt eu cu Dora, aproape, îți dai seama. Relația Loredanei cu Cosmin s-a dus pe apa sâmbetei, în momentul în care a venit o tipă și a spus verde în față că este însărcinată cu Cosmin. Cosmin m-a rănit foarte mult. Adică... Da. Nu neg. Mai am ceva sentimente care mă macină. Stai. Și nu-mi dau pace. Depinde acum, hai să o luăm și noi normal. Sentimente de... Bă, regret, de părere de rău că ați încheiat-o, că putea fi mai fata, bine. Nu știu, chiar nu știu. Că încă simți ceva pentru el. Nici nu vreau să-mi dau răspunsul, cred că. În ceea e ce privește... E clar atunci că răspunsul ăsta putea să fie scurs și la obiect, dar da. Păi asta spun, nu cred că vreau de fapt să-mi dau un răspuns, pur și simplu e de domeniul trecutului și cam aia e, adică... Nu. Adică, uite-te și tu, abia aștept să mă ceară Dor, efectiv, să mergem în luna de miere în Maldive și să umplu Instagramul și Facebook-ul de poze de acolo. Îți dai seama cum o să fie? Da, îmi dau seama. Îți dai seama cum o să fie? E, asta îmi sună răzbunare, dar lasă, până nu atunci trebuie să te ceară. Pur și simplu sună eliberare și să arăt că am o viață fericită. Și nu doar să arăt, dar chiar așa... E, adică să simți. Pentru mine Doru este bărbatul ideal. Urmează să ne căsătorim. Nu a făcut încă pasul acesta, dar o să mă asigur el că îl va face. Cred că important ar fi acum să te ceară, că știi cum sunt bărbații în ziua Fată. De azi. Da, știu ce vrei să zici, dar cum să nu mă ceară? Adică te uiți puțin la mine? Nu în ideea asta, dar știi cum sunt bărbații. Fug de responsabilități, orice vârstă ar avea. Adică nicio problemă, sunt aici ca să-i dau pastiluțele. Sunt aici ca să-l duc eu în direcția în care vreau. Să-mi prescrii și mie pastilele alea, să știu, da, nu, deci n-am găsit bine. Unul care să-și dorească ceva mai serios. Ok, ai toată încrederea. Poate fata aici. Măi, dacă el te cere, crede-mă, după un an, eu chiar am toată încrederea în tine. Bine. Doru se pare că este partida perfectă pentru Loredana, deși implicațiile sentimentale din fosta ei relație cu Cosmin încă există. Cum convingerea Loredanei că va deveni soția lui Doru este atât de puternică, se presupune că ea are o relație bună și cu mama soacră, nu-i așa? Mamă, mă bucur că ai avut timp astăzi și că am putut să tăcem să te vedem. Mă bucur tare mult că ați venit. Mulțumim. Mi-era dor să te văd. Ți-am adus și niște prăjiturile. Am observat, dar doar nu o să mănânc doar eu. Trebuie să mâncăm împreună, nu? Da, o să mă duc eu să iau niște farfurii, să pun pe farfurii. Nu, hai că mă duc eu să... Te duci tu? Mm-hmm. Păi și mănânc eu singură? Scuze. Da, ea ține regim. Loredana, de ce mănânc eu? Ea ține regim, eu știi cum e, și eu cu burta în ultima vreme caut și eu să mai reduc din el. Ți-am zis să încetezi. Ți-am zis să încetezi, chiar nu m-a scurs deloc. Păi tocmai de asta am și venit cu ea. Vreau să o cunosc și tu. Vreau să o cunosc și tu, ascultă-mă. Vreau să vezi și tu că e un om ok. Și că își dă toată silința să fie mai mamă, o femeie, fata, așa cum îți dorești. E o prefăcută. Își pune zâmbetul ăla așa pe față. Eu nu știu unde o fi găsit-o Doru pe asta, dar eu nu înghit deloc. Să fie clar. Mi-ar plăcea ca mama și Loredana să fie mai apropiate. Însă sunt sigur că lucrul ăsta se va întâmpla odată cu trecerea timpului. Mă umori cu zile. Mamă, dă-i o șansă. Dă-i o șansă, te rog. Și nu mai pune situații din astea delicate, că poate în secunda asta ne aud. O să vii la vorba mea, ascultă-mă ce spun. O să vii la vorba mea și nu vreau. O să mă doar, o să sufăr un pic. Mama, o iubesc și dincolo de asta am o intuiție. Am și eu o intuiție. Ok. Și dacă o să sufăr, lasă-mă să sufăr. Până la urmă e ai mai suferit un lucru asumat. Bine, nu mai zic nimic. Am o vârstă. Da? Nu mai zic. Tu n-ai suferit la viața ta? Ba da, și tocmai asta. Nu vreau să suferi și tu. De ce? Fiecare are rostul ei pe pământul ăsta. Cred că toți trebuie să trecem prin niște lucruri mai devreme sau mai târziu. De ce eu n-aș putea să sufăr? De ce pe mine nu m-ar căli asta, nu m-ar învăța și nu m-ar pregăti pentru viitor? N-ar fi o lecție de viață și pentru mine? Chiar dacă ar fi să se întâmple așa. Gata. Mulțumesc frumos. Mersi. Mulțumesc. Mulțumesc foarte frumos. Uite.
Să strigăm mult. Să mă arăt cu plăcere. Da, a fost puțin înghesuită. Da. N-aș fi dar nu trebuia să vă deranjați, că poate și eu ar trebui să țin cură de slăbire, nu? Și iar tu ești o frumoasă de când te știu. Știu. Tânără și neliniștită. Și să știți că v-am luat și medicamentele, le-am pus în sertar. E, dar nu trebuia să te deranjezi, Loredana. Oricum, mamă, să știi că mai aveam de luna trecută medicamente. Da? Nu trebuia să te deranjezi. Dar nu ne-am deranjat, adică oricum a fost liber astăzi și... Da? A fost plăcerea ei și... Deci mănânc? Da. Da? Nu te otrăvim. Ea crede că îi merge cu mine, că îi merge cu Doru? Dar eu sunt vulpe bătrână, însă cu toate alifiile. Mama se gândește că o iubesc pe Loredana și într-adevăr așa este. Iar marea ei temere este că relația mea cu Loredana va trece la următorul nivel. Iar ea este deja geloasă. Și să știi, mamă, că medicamentele le-a cumpărat chiar iubita mea. Mulțumesc. S-a gândit la tine. Cum ai, drag? Mulțumesc frumos, nu trebuia să te deranjezi. V-am spus, pentru că nu a fost nimic, un efort în plus pe care l-am făcut. Da, Doamne ferește. Voi aveți treburile voastre, nu trebuie să vă obosiți voi pentru mine. Că eu mă descurc. Mă descurc cum am descurcat și până acum. Mamă, nu ți l-a luat pentru că nu te descurci. Ți-a luat pentru că îi pasă de tine și am pentru înțeles. Că ne pasă de tine. Bun, mulțumesc. Întotdeauna. Frumos. Și să știți că, apropo de acest lucru, pentru că îmi pasă, aș putea să vin mai des pe la dumneavoastră, dacă vreți. Adică am timp liber, nu știu dacă vreți să vă mai ajut la... N-ar fi ideea rea. Ar trebui să vă cunoașteți mai bine. Prefăcut asta încearcă tot timpul să-mi intre pe sub piele. Și asta mă enervează la culme. Am tot încercat să intru și eu în grații, dar se pare că n-ai cum cu ea, frate. Nu te acceptă deloc. Mă bucur că vă place Amandina, eu am ales-o. Da, e foarte dulce. Vezi, mă, ți-am zis. Se pricepe. Da. Da, voiam să spun că, mai ales acum că relația mea cu Doru avansează destul de mult și ne înțelegem din ce în ce mai bine, să fim mai deschiși unii cu alții, să... Nu, suntem deja ca o familie și... Da. Pot oricând să vă ajut cu orice, doar să-mi spuneți și eu sunt aici. Sigur. Și de ce nu te așteptăm în vizită la noi? Da, sigur. Sigur. Sigur că da. Când vreți voi, mai bine veniți voi aici, că eu sunt mai comodă să vin la voi. Nu, nicio problemă. Când ne adaptăm. Când o să am un nepoțel, atunci vin. Asta nu e fată de Doru al meu. Știu eu că e pe interes. De obicei, mama se pricepe la oameni. Însă, cred că în privința Loredanei, mama se înșeală. Mamă, o fi dulce Amandina asta, dar iubita mea este și mai dulce. Mm-hmm. Ți-am spus întotdeauna că prea mult dulce îți face rău. Doru oricum o să mă ia de soție. Și atunci să vedem ce va face ea. Doru, mi-explici și mie ce a fost discuția asta cu mama ta acum la final? Da, mă, știi, mă, că ce să mama știi? E o fire mai ursuză. Așa. Și e bătrână și are pale ei, da? Păi ușor, că, ușor, nu mi-a plăcut deloc, m-am simțit super inconfortabil și ce a fost faza aia cu dulceața, că dulcele îți face draga rău mea. Și adică mi s-au părut mult prea multe apropouri. Draga mea, tu n-ai experiența asta. Mamele de băieți așa sunt mult mai autoritare, mult mai... Da, o să dea pe brazdă, o să vezi. Ai o legătură cu asta? Ți-a spus ceva? Nu mi-a spus nimic, dar eu o cunosc foarte bine și până ajunge să cunoască omul, are tot felul de... Ești tu sigur că da, doar asta da, e? Da. Și nu știi nimic în plus? Nu știu nimic în plus, dar o cunosc de o viață. Și are tot felul de chestii de genul ăsta. Da, eu sunt sigur că dacă apucă să te cunoască, o să vă înțelegeți foarte, foarte bine. Te-ai văitat cu ceva la ea când nu ți-e bine cu mine sau că îți fac eu ceva anume? Nu sau... m-am văitat. Nu m-am văitat și nu mă apuc să vorbesc cu mama lucrurile care țin strict de viața mea personală. Normal, am o vârstă. Deci cum să mă văit la mama? Păi eu te știu pe tine și știu cum ești tu, dar după discuția asta, na. Mă rog, în fine. E scorțoasă rău de tot soacră mea. Nu știu ce are când mă vede de așa acritură. Zici că cine știe ce îi fac? O înțeleg pe iubita mea. Nu e ușor să încasezi săgețile trimise de mama. Chiar dacă o face subtil, e dureros.
Da, într-adevăr, sunt dureroase aluziile doamnei Marcela, care nu doar că nu are la inimă pe Loredana, am putea spune că are intoleranță la tot ce ține de această tânără, iar Doru, sărmanul, se află în ingrata postură de a le arbitra. Dar ne bucurăm că incidentul a trecut și le revedem a doua zi pe Loredana și pe Miriam, plimbându-se agale prin parc. Dar restul cum ești? Cum să fiu? O, obosită, na, mai tot timpul pe la muncă. Deci chiar mă bucur foarte mult, știi? Parcă retrăiesc amintirile din vremea studenției și mă trece așa un fior. Serios? Și nu, că n-aș fi mâncat. Deci chiar e un fior de nedescris, da. Oricum ne distram mult atunci, hai, da, clar. Și era altceva, nu aveam griji, nu aveam probleme, nu aveam de ce să ne stresăm. Putem și acum să ne distrăm, sincer, da? Mai mult sau mai puțin, pentru că na. E o vârstă la care nu prea mai putem să dăm fru. Putem să facem orice vrem. Important este să vrem, sincer, că... Măi, la naiba ăla nu e Cosmin? Măi, spune, nu e Cosmin? Ba, da. Ia, stai puțin. Voi v-ați dat întâlnire? Nu? Cum nu? Că el îți făcea semne. Și nu mă păi face proastă. Și eu că... Ăsta nu-i salut, dragă. Ăsta nu-i salut. Păi dacă tot... Păi el își plimbă soția și copilul, vezi? Ești conștientă? Nu știu, trebuie să-ți desenezi ca să înțelegi. Sunt șocată. Loredana m-a dus aici în parc ca să-l vadă ea pe Cosmin. E clar că ăștia doi și-au dat întâlniri. Știam că o să fie și Cosmin aici. Am văzut pe Insta că tot se plimbă prin zonă. Nu pot să cred. Deci de asta am venit aici, tu ți-ai dat întâlnire cu el sau cum? Nu am dat mai nicio întâlnire, ce ești nebună? Pur și simplu, cum nu ți-ai dat? Dacă el se uita, îți făceau dulci pupici și astea? E Cosmin. Da, e Cosmin, că am văzut și eu că e Cosmin. Da, și tu te-ai cam pierdut în ochii lui Cosmin, nu? Bați până acolo? Da. Super. Da. Și Doru? Și Doru. Păi și Doru. E la muncă. Păi ai spus că ai ieșit, stai că nu mai înțeleg. Ți-ai dat o întâlnire cu el? Doru unde e? Nu am dat întâlnire cu niciun Cosmin. Îl urăsc, dar îl și iubesc în același timp. Nu pot să-l uit, chiar dacă mi-a făcut atât de mult rău. Măi, fetiță, uite, ești prietena mea și sfatul meu... Cel mai bun și cel mai prietenesc. Așa. E să-ți bagi mințile în cap. Nu ți-am cerut sfat în momentul ăsta, să știi. Ca nu care cumva să rămâi singură. Auzi? Nu e Doru? Unde? Uite, nu e Doru? Ba, da. Păi și cine-i fata aia? N-ai spus că e la muncă? Nu știu, parcă a zis că este cu... colegii de muncă la o bere, dar da, o colegă. Fata aia cam zâmbește prea mult la el și nu-mi place. Da, și de la colegi la o singură fată e cale lungă, să Nu pot să cred că lui Doru îi face una ochi dulci. Și nu doar că mi s-a părut, așa a fost. Loredana până la urmă și cam merită soarta. Dacă ei face asta lui Doru, se pare că și Doru îi plătește cam cu aceeași monedă. Hai să mergem, dar hai să ne întoarcem. Hai să pe aici. Mamă, deci tu știai? Adică, nu știu, știai că... Atât Cosmin cât și Loredana și-au refăcut viața și cu toate acestea încă își mai dau întâlniri în mod tacit, menite să pară simple coincidențe. Este imatură, dar și necinstită poziția pe care observăm că o adoptă Loredana în relația cu Doru. Și cu toate acestea, pe principiul doar eu am voie să greșesc, Loredana își arogă dreptul de a-i face lui Doru o criză de gelozie. Eu vreau să-mi explici. Ce făceai tu astăzi la masă cu domnișoara aceea care îți zâmbea non-stop? O, taifunule. Te rog frumos să-mi explici. Ce? Cine era domnișoara care îți zâmbea non-stop și tu îi zâmbea ei și tot eram invitat între voi? Draga mea, eu știu că astăzi am ieșit cu prietenii. Așa. Și am stat ce cu prieteni? Ei. Cu amicii mei am ieșit și eu la masă și am stat de vorbă și cu ei. Și cine era domnișoara? O prietenă de-a noastră. A, o prietenă care îți zâmbea într-una, nu? Și flirta cu tine. Pe bune? E pe bune, da, asta am văzut. Stai puțin. Deci, scuză-mă, eu nu înțeleg.
În primul ce rând, înțelegi? Tu ce căutai în parc? În al doilea rând, eu n-am flirtat cu nimeni și nu m-am amuzat cu nimeni. Ba da, eu te-am văzut cu ochii mei cum flirtai cu acea domnișoară. Păi am vorbit cu prietenii mei și cu prietenele mele. Am vorbit cu prietenii mei și cu prietenele mele la masă, nu am făcut absolut nimic. Pur și simplu am vorbit și am glumit și am râs și ne-am simțit bine. Cum iese un om normal și se întâlnește cu prietenii, pur și simplu, nimic altceva. Adică ea așa radiază în gașcă, nu? De obicei. Nu că erai tu acolo și că vă alimentați unul pe altul. Sau cum? Păi, dacă îmi doream să fac asta, aș fi ieșit cu ea la o întâlnire. N-aș fi ieșit cu prietenii mei și cu ea. A, ai fi ieșit cu ea, deci e ca și cum tu n-ai o relație. Tu ai fi ieșit oricum cu ea că... Doru! Mă doare capul. Nu am o relație cu femeia asta. Nu am niciun fel de legătură, așa cum spui tu, în sensul așa. În care spui tu. Da? Mm-hmm. Mi-e prietenă, cum mm-hmm. îmi sunt și ei prieteni. Și probabil că la cum am râs cu ea, am râs și cu ei. Nu. Nu, ba, nu. Da. Aveați un contact vizual mult prea profund și prea intens, da? Pentru doi amici. Nu pot să accept asta. Nu pot să accept să fiu acuzat de către iubita mea pentru faptul că chipurile mi-am făcut ochi dulci cu o colegă. Și m-ai văzut pe mine din greșeală, în Dita Mai Parcu. Da, din greșeală la masă cu o fată care îți zâmbea non-stop și tu îi zâmbeai non-stop. Femeie, nu eram la masă cu una care îmi zâmbea non-stop, eram la masă cu prietenii mei. Și nu de cred ce că, vă nu zâmbeați că, în halul nu ăla cred că de dulce? Trebuie să-mi aleg prietenii după sex. Da? Dar faptul că asta. Am o amică, nu cred că trebuie să deranjeze pe nimeni. Nu m-ai văzut, nu știu, n-ai văzut-o pe ea la mine în brațe? Erați nu m-ai văzut prea... pe mine sărutându-mă cu ea? M-ai văzut cu prietenii mei la masă? Da, ok, erați mai mulți, într-adevăr, dar erai prea concentrat. Și ce vrei să fac? Să le spun oamenilor din jurul meu să râdă altfel, pentru că altfel mă vede iubita mea care inventează tot felul de lucruri. Întâmplător, era pe acolo și ea, da, întâmplător, am fost acolo și te-am văzut. Și n-am venit la tine pentru că n-am vrut să stric combinația. Vorbești serios acum? Vorbesc foarte serios. Dom'le, tu ești dusă la biserică? Cum poți să crezi toate tâmpeniile astea și să... N-am mai fost ceva timp, dar sunt ok. Îmi pui în cârcă niște lucruri pe care nu le-am făcut. Păi, chiar de asta te-ai plictisit de liniște? Nu m-am plictisit de liniște pentru că... Pentru că există. Ai prea mult timp liber și n-ai ce face cu el. Jur. Nu e vorba de asta, domnule. Dar, pe bune, exact asta se întâmplă. Nu am făcut absolut nimic cu nimeni. Nu s-a întâmplat absolut nimic între mine și acea femeie. Îmi este amică cum sunt și amicii mei, da, restul. Uh-huh. Și eram toți la o masă și râdeam și ne bucuram de viață și vorbeam diverse chestii. Așa se face, nu? N-ai sunt cum femeie să geloasă și știu și eu pe cum reacționează ceva. O femeie când place un bărbat. Să fie sănătoasă. Și când un bărbat presupunând... îi dă curs acelei femei. Ascultă-mă, presupunând că e așa cum spui tu, deși crede-mă, ai o imaginație absolut bolnavă. Nu e imaginație, okay, e o certitudine. Ok, presupunând că e exact așa cum nu spui. Nu presupun, e o certitudine. O să mă gândesc bine la ce am de făcut. Nu-mi doresc o asemenea relație. Cu tot felul de istericale, cu tot felul de scenarii bolnave. Dacă Doru vrea să ne despărțim, n-are decât. Înseamnă că este adevărat ceea ce eu i-am spus. Presupunând că este așa cum spui tu, eu nu am dat curs acelor avansuri, dacă ele au existat, deși ele n-au existat, da? Iar eu nu pot să decid pentru alții felul lor de a se comporta. Eu pot să decid pentru mine. Corect. Iar eu am stat în banca mea. Corect, și n-am făcut nimic. Ba, nu. Și știi ceva? Nu, n-ai stat în banca ta. O să-mi iau niște haine și o să mă duc până la maică mea și o să rămân acolo câteva zile și vreau să te gândești bine, dar vreau să te gândești bine dacă ai de gând să o ții așa sau să fii un om normal. Pentru că eu nu pot să trăiesc așa. Eu nu pot să fiu acuzat de lucruri pe care nu le-am făcut. Înțelegi? Eu vreau liniște. Eu vreau înțelegere. Eu vreau încredere. Nu pot să-mi ofer nimic din toate lucrurile astea. Care nu sunt multe. Sunt trei! Atât! Nu mai țipa. Vrei să ți le mai mine. Repet o dată? Nu, am înțeles. Omul ăsta să-și bage bine mințile în cap. Nu s-a născut încă bărbatul care să mă pună pe mine în genunchi, la propriu și la figurat. Dacă după un an de zile îmi face asemenea scene, nu vreau să mă gândesc ce o să fie după 3-4. Eu plec! Stai, te rog, stai! Ce stai. Să stau? Păi, ce să stau? Cum adică să pleci la mama ta? Adică, pe bune, e o discuție de cuplu, de... Care cuplu? Care cuplu? Spune și noi. E o discuție între un om normal, da, și una care și o femeie fabulează. Geloasă care, una care iubește fabulează. Pentru că sunt geloasă, pentru că iubesc, pentru că... Înțelegi? Nu, nu înțeleg. Nu înțeleg. Chiar nu înțeleg. Și vreau să te gândești calmează-te. Bine și să schimbi abordarea și temperamentul. Calmează-te, gata. Nu vreau să mă calmez. Nu mai pot să mă mai calmez.
Nu acum. Exagerezi, nu, adică... Nu, nu exagerezi. Nu, tu exagerezi și o ții pe a ta. Ok, am exagerat. Ok, gândește-te bine ce vrei să faci. Și, Doru... Gândește-te bine ce vrei să faci. Păi m-am gândit acum. Nu, sunt mult prea nervos acum. Gândește-te bine. Când ai de gând să-mi spui ce vrei să faci, sună-mă. Și plecarea asta. Plecarea asta spune multe. Dacă nu ești vinovat, nu fugi. Doru a fost ferm în decizia lui și a făcut un mic bagaj și s-a mutat pentru câteva zile la mama lui. Doru, ce știi tu despre fata asta? Ce știi tu despre trecutul ei? Câte relații a avut? Ce școli a făcut? Ce, nu știu, de ce și cum și în ce fel? Îmi pun un miliard de întrebări, ce știi tu despre ea? Nevastă că nu se vede decolteul mai mult. Te rog frumos. Suntem totuși într-un loc public. Hai să fim civilizați. E foarte civilizat. Sutienul ăsta trebuie văzut. Adică... Te rog. Eu cred că stau la o discuție destul de decentă cu tine, la o înghețată. Trecând peste faptul ăsta, vreau să-mi spui ce se întâmplă cu tine și de ce nu mă lași în pace. Ideea e că ea cu respectivul fost iubit, Cosmin, ei împreună au avut o relație cam de 2 ani. Da. Dragule, știi care ar fi surpriza? Să nu fie nicio surpriză. Îl regăsim în ziua următoare stând în pat în camera lui din casa Marcelei, butonând telefonul. Doru? Da, mamă. Pui? Oh. Ți-am adus ceva să mănânci. Spune-mi că nu e supa aia. Ba da, din copilărie. Exact ce mâncai tu când erai mic și îți plăcea. Hai, stau și eu cu tine aici. Ia loc. Ia zi. Să rămână mult. Să fii sănătos. Ia zi tu, vorbim și noi de ceva? Ce anume? Mamă, hai nu te mai preface și nu mai evita, te rog, că de când ai venit mă tot eviți. Te rog, hai te rog frumos să vorbim, te Mamă, rog. Despre ce vrei să vorbim? Nu-mi place că te văd așa. Nu-mi place că te văd așa, nu mai ești tu de mult timp. Și știu bine de când nu mai ești tu. Nici mie nu-mi place. Însă înțelegem că sunt adult și că trebuie să iau deciziile astea singure. Mamă. Și dacă am venit încoace, înseamnă că nu-mi e bine acolo, că am luat atitudine, tocmai, că m-am impus și că voi căuta să rezolv situația. Nu ești cum fericit. Cum știu eu și cât de bine știu. Nu ești fericit. Și mă doare lucrul ăsta, că sunt mama ta, ce Dumnezeu nu înțelegi. Înțeles. Dar trebuie să fii conștientă că m-ai crescut și m-ai educat cum trebuie și îți mulțumesc pentru asta. Și de o anumită vârstă încolo trebuie să iau singur decizii. Și o să le iau în conformitate cu realitate. Tot ce-mi doresc este să îi trag un semnal de alarmă fiului meu. Să-l pun în gardă. Să știe la ce se așteaptă cu fata asta. Mama exagerează foarte, foarte tare uneori. Însă de data asta are și puțină dreptate. Doru, ce știi tu despre fata asta? Ce știi tu despre trecutul ei? Câte relații a avut? Ce școli a făcut? Ce, nu știu, de ce și cum și în ce fel? Îmi pun un miliard de întrebări, ce știi tu despre ea? Că așa în față este numai zâmbet. Știu suficient cât trebuie să știu, mamă. Știu că mi-e dragă, știu că o iubesc, știu că dragostea mea și ceea ce simt pentru ea, pe de-o parte, ajută relația asta și pe de cealaltă parte, sunt într-adevăr lucruri care nu-mi convin, dar pe care le putem rezolva împreună, dacă e un om cu care se poate vorbi. Am vorbit cu ea, i-am explicat lucrurile astea, aștept să văd ce decizie ia în sensul ăsta și dacă va fi într-adevăr de continuat, o voi continua, dacă nu mă voi opri. Dar te rog mult de tot, lasă-mă să iau eu deciziile. E viața mea, nu-i viața ta. Știu. Nu cred că ți-ar fi convenit ție ca părinții tăi să-ți spună ce să faci în viață. Dar nu-ți decid eu. Ai fost în postura mea. Gândește-te cum te simțeai. Mamă, dar nu decid eu viața ta, numai că vreau să deschizi ochii aia, că parcă ai ceva pe ochi, mamă. Ai mai trecut prin așa ceva, ai mai pățit-o odată, știi foarte bine cât ai suferit. De ce să repezi greșeala? Tu nu-ți dai seama. Noi care suntem în jurul tău și mai ales eu care sunt mama ta, îmi dau seama. Înțelege-mă. Este foarte adevărat că nu am ce să-i reproșez Loredanei. Dar simt eu că ceva nu e în regulă cu ea. I-am spus mamei că o iubesc pe Loredana. Dar oare o iubesc? Sau e doar interacțiunea noastră fizică? Măi, mamă!
mamă, nu o suport, ai înțeles? Nu o suport și gata. Eu văd altfel lucrurile. Mamă, femeia asta este o prefăcută. Mamă, femeia asta mă iubește. Te indiferent iubește? De ce crezi tu, da, femeia asta mă iubește. Mă iubește. Cum îți demonstrează că te iubește? E lângă mine tot an de zile, tine. Mamă, da. Cu bune și cu rele, eu nu sunt perfect. Nu-ți imagina că fitul e perfect și că femeia asta e nu știu cum. Le am și eu pe ale mele și sunt sigur de asta. Bine, o să vedem. E lângă mine, e alături de mine. Un an de zile avem de când ne susținem unul pe celălalt. Ce e rău eu în asta? Eu tare mult aș vrea să o văd ce-i poate pielea. O să se dea ea de gol. O să se dea ea de gol, iar tu ai să vezi ce nu ai vrut să vezi până acum. Mamă, că te eu rog am avut frumos, dreptate. Nu mai privi pe Loredana ca o investiție. Nu contează doar lucrurile pe care eu le am și statutul pe care eu l-am. Și nu doar pentru lucrul ăsta, Loredana stă de un an de zile oh, cu mine. Da. Dar de nu ce? Nu m-ai inventat chestii. De ce? Că ea nu are nimic, măi, mama, mă! Ea ți-a spus ceva despre ea? Nu! Deci tu ești cea mai bună investiție în ea. Pentru ea, mă bâlbâi că nu mai pot de nervi. Nu mai pot de nervi. Am venit să vorbesc frumos cu tine și uite-te și tu unde s-a ajuns. S-a răcit și mâncarea, n-am ajuns la niciun consens, n-am rezolvat nimic. Uite, mi-a trimis mesaj acum. Ce faci, iubitule? Nu ce faci, iubitule. Mi-a spus că îi pare rău și că regretă mult că am plecat de acasă supărat și nervos, că nu este ceea ce cred eu și că mă iubește mult. Ca orice mamă de băiat, este foarte normal să fiu geloasă. Nu suport ideea să-mi împart fiul cu altă femeie. Cred că tocmai m-am hotărât ce e de făcut. Mama m-a enervat, într-adevăr, dar m-a și ajutat. M-a trezit puțin la realitate. Aș dori din suflet să mă înșel eu. Aș dori din suflet. Și crede-mă, mamă, aș fi ipocrită să spun. Deci vreau să fii cel mai fericit om din lume. Ești unicul meu copil. Înțelege-mă, dar vreau să fii sincer fericit, nu să te minți. Ai înțeles? Ok. Iar femeia asta să fie sinceră cu tine. Să mă gândesc la asta. Ești Stan Pățitu. Tu știi ce ai pățit. Nu e nevoie să repeți istoria. Ai înțeles? Hai. Ți-am lăsat rușe aici. Hai, te pupă, mama. Marcela susține în continuare faptul că Loredana nu este potrivită pentru fiul ei, pe care nu suportă să-l știe nefericit. Cu toate acestea, Loredana îl recâștigă ușor pe Doru printr-un simplu mesaj. Cei doi sunt din nou împreună și în zilele următoare îi revedem relaxați într-o vacanță la mare. Iubirea, dar ce frumoasă ești azi și ce bine îmbrăcată. Mulțumesc, păi da, tot timpul. Unde mergem de te-ai pregătit așa? Păi, pur și simplu, la plimbare, dar trebuie să fiu non-stop pregătită și aranjată, nu? Păi, asta că nu se vede decolteul mai mult. Te rog frumos, te rog frumos, te rog frumos. Suntem totuși într-un loc public. Hai să fim păi, civilizați. Da, e foarte civilizat. Sutienul ăsta trebuie văzut, Loredana, adică... te rog. Ești o femeie frumoasă, dar... Hai mulțumesc, să fim decenți. Știu că sunt frumoasă și... perfect a făcut mama un... Ești atât de decoltată și atât de... Trebuia să, nu știu, să... Mă gândeam că mergem la o plajă mai încolo, că... Păi și? Da, tu ai venit îmbrăcat așa de... Putem face orice ne dorim, nu? Absolut. Faptul că sunt aranjată și sexy este foarte bine. Adică, până la urmă, sexy este o stare, corect? Un parfum, o rochie sexy... Un ruj provocator, cam de asta ai nevoie ca să fii sexy și să atragi privirile tuturor bărbaților. Nu știu cum și de ce, însă fata asta însucește mințile așa cum vrea ea. Nu doar prin îmbrăcăminte, doar că acum mă ajută și îmbrăcămintea. Simțit eu să mă îmbrac așa. Da? Ce faci? La cine te uiți? Admiră lumea și mă uitam okay, și eu. Chestie de prost gust totuși, nu? De deci cu mine la masă. Gust. E ca și cu colega aceea ta, iubire, adică doar mă simt bine și
Zâmbesc, îmi place să fiu admirată și știi asta. Mai ales în prezența ta nu am cum să nu mă simt bine. Colega mea era colega mea, era o relație de prietenie la masă. Nu m-am uitat la altcineva necunoscut, ci pe sub gen, așa cum te uiți tu și cu tot felul de ochiade. Dar nu, n-am nicio interacțiune, pur și simplu. Loredana, pe bune. Tu aveai o interacțiune cu colega ta, bine, nu vreau să-ți vrei să mă duc să îi cer numărul de telefon să ți-l dau? Ce vrei? Dacă eu să mă duc singură, dar nu este cazul iubirii, adică pe bune. Am vrut să-i arăt lui Doru că pot avea oricând, pe oricine și sunt sigură că a înțeles asta. E o femeie frumoasă. E o femeie care are ce arăta. Însă, chiar așa să te uiți după toți tipii prin terasă, e prea mult. Sunt aici cu tine și mă simt bine. Tu cred că știi de fapt și deja ce fel de femeie îți dorești lângă tine și cum sunt eu, așa că nu e cazul să discutăm pe subiectul ăsta. Îmi doresc o femeie cu minte, decent îmbrăcată, care să aibă grijă de relația noastră și de noi, nu care să aibă tot felul de... Dar doar mă simt admirată și știi că îmi place, mă hrănește chestia asta. Iar pe mine mă enervează cumplită. Și știi că mă enervează lucrul ăsta și văd că faci în adins. Iubire, lângă tine nu am cum să nu mă simt altfel. Adică orice femeie se simte bine în preajma ta. Și tu știi asta. Nu? Ai, nu știu care este adevărata intenția iubitului meu. Însă știu un singur lucru, că trebuie să se decidă. Ori mă vrea, ori nu. Ar trebui să fii mândru că muritorii de rând îți admiră iubita și au ce admira. Să te simți bine, nu aiurea că o fac. Ce știi tu să le întorci pe toate? Dar nu le întorc, pur și simplu asta simt și asta îți spun. Și mai simt... Ce mai simți tu? Mai simt că aș vrea să ne strecurăm puțin de aici și să mergem la hotel, ce zici? Anulăm plaja pentru astăzi? Trebuie să anulăm plaja și să mergem la hotel. Nu sună rău. Hai, mergem? Hai. Ai enervat destul. Ești o răutate. Hai. M-a deranjat atitudinea ei, însă știe cum să mă împace. Și dincolo de toate, în camera de hotel, o să mă bucur de ea. Loredana joacă tot mai pervers în relația cu Doru. Ea știe cum să-l provoace pe iubitul ei pentru a-i stârni gelozia, dar știe și cum să-l împace cu o șoaptă, o privire, un gest, ca în final întâlnirea din dormitor să aibă ultimul cuvânt. Ce faci, bine? Bună dimineața, iubire! Bună dimineața! Cum ești? Ai odihnit? Da. Și eu... S-a dormit ca un nou născut. Da, foarte bine. Da. Am dormit. Dar tu la ce te uitai acolo? Chestii de fete. Am văzut niște blochii de mireasă. Ce erau? Doru e băiat isteț. A prins cu siguranță ceea ce eu am vrut să-i spun. Evident că am făcut-o intenționat. Loredana este femeia ideală în dormitor. Însă, în viață, cred că e nevoie de mai mult de atât. Am văzut cumva rochii de mireasă? Nu. Încă nu m-a lăsat vederea, să știi. Nu. E ca chestii diverse de pe net. Nu mă lua. Reclame. Nu mă lua peste picior, că am văzut bine ce am văzut. De când... te gândești tu la așa ceva? Să știi că toate fetele fac asta și erau rochii de mireasă și atât. Nu trebuie să-ți bați capul. Hai să trecem peste, e ok, gata. Repet, toate fetele fac chestiile astea și na, mai conversez cu prietenele mele, ne trimitem poze una la alta, cum ne place, ce ne place. Deci nu ai niciun gând? Ar trebui să mă apuc să strâng bani din el. Da, nu știu. Tu știi. Cum îl vrei, cu diamante? Și ce ai vrea, mă, acum să spun că îl vreau de platină și cu diamante 32 de carate? Fac și eu pe modesta, să nu te prind cu tinicheaua la mine. Am făcut pe prostul, însă am înțeles foarte bine apropourile ei. Doar că mi se pare că e
mult prea devreme să vorbim despre nuntă. Dacă e de la tine iubire, poate să fie și de tirichea. E perfect iubirea pentru tine. Tu ești diamantul meu. Bine și lăcuit. Apropo, da? De noaptea, de-al seară, dacă pot să spun așa. Mi-a plăcut. A fost ceva de vis. Că nu ți-a plăcut. Nu există, nu mi-a plăcut. Doar că mă raportez la ultimele ore petrecute cu tine. Aha. Și trăiesc momentul. Ceea ce... Ceea ce? E absolut divin. Da. Și mai vreau. După o noapte de amor senzațională pentru Doru, Loredana a indus strategic ideea că și-ar dori să fie mireasa lui. Doar că Doru nu se lasă convins așa ușor între ale însurătorii, de aceea o nouă partidă de amor poate îl va ajuta să se răzgândească. Întorși de la mare, Doru și Loredana continuă să mențină atmosfera de vacanță, ieșind la un picnic în mijlocul naturii, inundate de soare. Iubirea nu se măsoară doar în bijuterii scumpe, în excursii exotice. Iubirea se măsoară și în lucruri simple, iar pentru mine astăzi ieșirea în parc a însemnat foarte, foarte mult. Într-adevăr, iubirea înseamnă bucuria de a-ți petrece timpul alături de persoana pe care o iubești. De aceea Doru se simte în elementul lui petrecând o zi minunată alături de femeia pe care o iubește. Mă hrănești? Mhm. Gura mare. Așa. Nu se aleargă pe aici. Se mai întâmplă. Am poftă de înghețată, vrei? Mă duc să iau. Sigur? Nu vreau. Dacă vrei tu, vrei să mă duc eu să iau? Nu, merg eu și o să-mi iau chiar două cupe, ce crezi? Două cupe? Sigur nu vrei? Nu. Bine. Sigur nu vrei să mă duc eu? Nu, hai că fug. Să te relaxezi. Da? Nu întârzi mult. Recunosc. Mă simt foarte bine atunci când îl văd pe Cosmin în preajma mea. Chiar dacă sunt și cu Doru. Ce faci? Bine, Cosmin. Ce faci? Dar ce faci? Mă urmărești? Nu, uite, alergam pe-n parc. Da? Și am venit să-mi iau o înghețată. Da? Uh-huh. Hai să-ți iau o înghețată atunci, vrei? Sărona, dați-mi și mie două înghețate. Dați-mi una de cireșe și una de ciocolată. N-am cum să o uit pe Loredana. Am fost un fraier. Am dat cu piciorul unei relații foarte mișto. I-am spus că ies la picnic. Și chiar voiam să mă vadă cu Doru. Voiam să-i fac în ciudă. Mulțumesc, doamnă. Mersi. Plăcere. Vezi? Știam că îți place asta de... Mă umir că ai ținut minte, dar totuși, ce e cu tine? Cum adică ce e cu mine? N-am voie să fac jogging. N-a spus nimeni că nu ai voie să faci jogging, dar ce căutai fix unde eram eu la picnic cu iubitul meu, adică... Mă plimbam. Aha. Și când și ai venit să mă lași în pace? Dar nu, nu ți-a plăcut sau ce? Cosmin, nu e vorba de ce îmi place sau nu-mi place, ci pur și simplu e vorba că deja simt că mă hărțuiești. Se pare că te hărțuiesc acum? Uh-huh. Eu cred că stau la o discuție destul de decentă cu tine, la o înghețată. Trecând peste faptul ăsta, vreau să-mi spui ce se întâmplă cu tine și de ce nu mă lași în pace. Și nu vreau să mă enervez, pentru că suntem într-un loc public, civilizat și nu e cazul. Păi da, am crezut că e evident, nu? Ce? Că ai o familie și copii? Nevastă mea e o fată bună, dar nu se compară merele cu perele niciodată. Recunosc, mă cam joc cu focul și trebuie să mă opresc pentru că între mine și Cosmin nu mai este nimic.
Și chiar te rog frumos să ștergi numărul meu de telefon. Acum. Bine, fii atent. Hai că o să-l șterg. Acum. Da, o să-l șterg. Acum îl ștergi. Acum îl șterg, dar dimineață după ce ne bem cafeaua. Ce, să ne despărțim și noi cum trebuie. Așa, ești nebun? La răsărit frumos. Ce? Adio, ce răsărit? Visezi? Cosmin, ne-am încheiat totul. Și știi ce? Îmi iau eu adio acum de la tine. Și te rog frumos să nu mă mai cauți niciodată, da? Loredana, chiar dacă este într-o relație, clar mai are sentimente pentru mine. Altfel, nu ne vedeam prin parcuri, nu-mi răspundea la mesaje. Dacă află Doru de toate astea, nu o să fie deloc bine. Să știi că eu visez la noi. Visează mult și bine, băiete. Este greu de înțeles nehotărârea Loredanei, care, blocată încă în fosta relație cu Cosmin, pretinde totuși că își dorește să-i fie soție lui Doru. Doar că, pentru Doru, trecutul Loredanei este încă învăluit în mister, acesta considerând că a sosit momentul să-și cunoască iubita prin prisma lui Miriam. Ideea e în felul următor. Mie, prietena ta și iubita mea, îmi place foarte, foarte mult. Și mă regăsesc în tot ceea ce se întâmplă între noi. Am o perioadă foarte frumoasă din viață. Ultimul an de zile este... Și m-ai chemat pe mine... Extraordinar. Ca să te ajut să organizezi cererea în căsătorie, nu-i așa? Aș vrea să spun că e vorba despre asta, însă am niște neclarități, niște dubii. Și aș vrea să mă ajuți în sensul ăsta. Te-am chemat aici pentru că, da, te-am chemat pentru că aș vrea să-mi povestești și mie despre Loredana, pentru că știu câte ceva din viața ei înainte de mine, însă am senzația că esențialul pe undeva îmi scapă. Și aș vrea să-mi povestești și mie despre, nu știu, despre ea înainte de mine, despre relațiile ei, despre viața ei. Te rog mult de tot, îți promit că tot ceea ce vorbim, te rog mult de tot, da. Îți jur că tot ceea ce vorbim rămâne între noi. Nu o să ajungă niciodată la urechea lui. Mi se pare normal ea să-ți spună ce a fost în trecutul ei, nu eu, că nu mă privește. Ok, dar ești prietena ei cea mai bună. Da, dar să te ajut cu, uite, pentru ceea ce credeam că m-ai chema, nu asta. Vreau să știu doar adevărul. Din niște puncte de vedere și e, probabil, m-am gândit că e uneori nu foarte ok și nu se simte în largul ei și n-aș vrea să tensionez relația mea cu ea pentru că e foarte bună. Dar voiam totuși să știu niște lucruri. Sunt o fraieră. Doru m-a ademenit și m-a tras de limbă. Și eu, care credeam că vrea să ceară în căsătorie. Păi bine, atunci îți spun, dar rămâne strict între noi. Absolut. Te faci că nu știi absolut nimic. Absolut. E ca și când noi doi nu am fi avut astăzi aici conversația aceasta. Ideea e că ea cu respectivul fost iubit, Cosmin, ei împreună au avut o relație cam de 2 ani, care, în urma acestei relații, a ieșit, să zic așa, pierdere din toate punctele de vedere. Se pare că de ceva timp umbla cu o tipă în paralel cu Larisa. Nu asta e problema. Nasol. Dar tipa asta... Nu vine asta... să cred, pentru că ea e o fată extraordinară. De ce îi face așa ceva ei? Adică n-ai ce să-i reproșezi din niciun punct de vedere. E o femeie foarte, foarte ok. Da, dar de ce n-avei... ai face lucrul ăsta? Deci n-avei relații ce să-i reproșezi. De ce ți-ai bate joc de un om care este mai mult decât ok? Nu știu, nici noi nu știm ce s-a întâmplat mai exact. Ideea e că tipa asta a venit la un moment dat și a căutat-o pe Loredana, spunându-i că e însărcinată. Mai este o parte mai puțin plăcută. El, înainte să se despartă cu jumătate de an, cred, a pus-o să facă un împrumut la bancă pe numele ei. Wow. El l-a luat banii, i-a pupat și a plecat, iar ea a rămas cu ratele la bancă, cu care în continuare se închine. Loredana plătește niște rate la bancă? Da, Doamne! Stai, nu ți-a spus? Nu mi-a zis nimic. Păi ai spus că
Ți-a povestit? Mi-a povestit în mare despre relația... Păi în mare ce înseamnă? Că a avut un iubit cât a stat cu el și gata, s-au despărțit și papa? Într-o oarecare măsură, pe acolo. Doamne, nu pot să cred. Deci tu m-ai făcut să-ți spun absolut tot. Tata, aveam nevoie de lucrurile astea, dar nu de la mine, ci de la ea. Ea e iubita ta, ea trebuie să se destăinuie în fața ta, nu eu. N-am fi făcut-o niciodată. Sper și-mi doresc să nu-i fi stricat relația Loredanei. Nu mi-aș ierta-o niciodată. Bună! Bună, iubita! Bună! Ce faceți voi aici? Bă. Ce să facem? Stăteam puțin de vorbă. De când? Cum? Voiam să-ți organizez o surpriză. Și m-a contactat pe mine ca să-l ajut. Și am vorbit cu ea să vină să stăm de vorbă, că ea e persoana care te cunoaște cel mai bine. E, și ce nu surpriză acolo și cu tine. Păi nu e ziua mea, adică... E, lasă, dragă, stai tu liniștită, surpriza e surpriză. Până la urmă, dacă o afli, mai e surpriză? Pe Doru îl cunosc. În momentul în care a spus că are o surpriză pregătită pentru mine, a mințit. Păi, surpriza e că sunteți voi doi aici în casă la... Da, vorbeam legat de ceva. Sper că nu te gândești la altceva, e strict și pentru o surpriză. Și nu pot să spun, pentru că vreau să rămână o surpriză. Ok. Ok. Hai, nu te supăra acum și nu... Nu mă supăr, dar plecasem și mi-am uitat portofelul și... Asta voiam să te întreb. N-ai fost la cumpărături? Ba da, păi plecasem și mi-am uitat portofelul și m-am întors... Și v-am găsit pe voi surpriză aici. Nu puteai să ții și tu portofelul. Vreau și eu să-ți fac o surpriză și tu... N-am ajuns de 2 minute. Ce fel de surpriză? Plăcută sau neplăcută? Da, am avut o surpriză plăcută, dar voiam să fie Miriana aici și să pot să discut cu ea, că nu vreau să dau niciun kick. Și știu cât de mult apreciez. Da. Hai, nu, și pe mine nu puteai să mă întreb? Sper că nu crezi altceva. Nu cred nimic momentan, încerc să aflu. E prietena ta cea mai bună. V-ați vorbit? Nu, dar asta e adevărul. Zic și eu. La cât suntem de spontani, nu cred că ne-am vorbit. Nu înțeleg ce căuta Miriam la noi acasă. Și dacă stau să mă iau după reacția pe care a avut-o, nu prea miroase ea bine. Am crezut că leșin când am văzut-o pe Loredana intrând. Doamne, iartă-mă, ce-o crede acum? Nici măcar nu știu despre ce m-a chemat să vorbim, adică... Da, pentru că n-am apucat să vorbim. Ai venit tu. Și care... vreți să vă las să continuați discuția? Doamne ferește, și... pe bune. Nu, las că o amânăm și o vorbim noi zilele viitoare. Uh-huh. Vreau surpriza să iasă bine și ca să iasă bine trebuie neapărat să stau de vorbă cu ea. Nu mai face mustăcerile astea, pentru că doar nu crezi că am vreo legătură cu cea mai bună prietena ta. Pe bune, să fim serioși. În halul ăsta mă crezi? Pe bune vorbesc, serios acum. Da, am zis ceva. Ai o privire și cunosc privirea asta și nu e aia care trebuie. Dacă Miriam a îndrăznit să-i spună lui Doru ceva de Cosmin, m-a terminat. Da. Dragule, știi care ar fi surpriza? Să nu fie nicio surpriză. După un an de relație, Loredana nu a fost capabilă să-i spună adevărul lui Doru despre trecutul ei, fapt ce denotă că relația celor doi întâmpină probleme în privința încrederii în cuplu și nu numai. Mă bucur, iubita, să am ocazia să fiu azi alături de tine. Păi nu te bucuri în fiecare zi? Nu mă bucur în fiecare zi, pentru că astăzi... Pentru că? Astăzi e o zi specială. Azi e o zi specială. Și aș vrea să-ți dau ceva. E... un cadou. Un cadou de suflet. Ok. Te spun că te iubesc. Și că mă bucur că am petrecut atâta timp alături de tine. Că însemn foarte, foarte mult pentru mine. Și că mi-ar plăcea să putem petrece în continuare timp împreună. Să ne iubim, să ne respectăm. Sunt curios dacă o să-ți placă. Îți mulțumesc. Sper să-ți placă. La mulți ani. Azi e 15. Da. Azi facem un an. Mi-a adus o brățară oribilă. Când eu așteptam, de fapt, inelul.
Loredana am tot bate apropouri s-o cer de nevastă. Însă, oare merită tot efortul ăsta? Wow. Uitase de ziua noastră? Nu. Nu. Pare așa... Wow, mulțumesc. Mulțumesc. Hai, fi sinceră. Uitase-i? Uitați-mă un pic. Da. Wow, mă rog. Este super. Vă mulțumesc mult, da. Sper să fie pe gustul tău. Doar mă cunoști foarte bine. Recunosc că a fost cam urât din partea mea că am uitat de aniversarea noastră de un an de zile. Însă în ultima perioadă am cam fost certată cu Doru și nu merita să-i cumpăr un cadou. Într-o relație, detaliile mărunte înseamnă mult. Și un detaliu atât de important pe care ea l-a uitat, pe mine m-a deranjat. Și sper că nu te super că am uitat să-ți cumpăr și eu ceva, dar mă revașez, promit. N-am primit niciodată astfel de cadouri, așa că pentru mine nu e. Păi asta înseamnă că nu poți să primești. Ba da, ba da. Dar totuși tu ce faci insistent așa, te întreb și eu? Ce să fac, doamne? Păi ce te tot holbezi la domnișoara? Mă uitam și în jur și... Așa e insistent? Fix în direcția aceea de 1000 de ori? Ce? Adică ești într-un moment romantic cu mine, mi oferi o brățară pentru că împlinim un an și tu te uiți... Da, m-am uitat și eu în jur, nu am făcut nimic altceva. Într-una? Te uiți în jur că te uiți doar într-o direcție. Loredana, te rog frumos. Păi... Ce sens are discuția asta? Era păi un nu moment ce sens are, okay. Dar... Păi era un moment ok până să facă foc? Te uiți într-una la domnișoara și tot vă zâmbiți. Flirtezi de față cu mine într-un moment romantic, adică ți se pare normal? Nu flirtez de față cu tine, te rog frumos. Nu, dar ce faci atunci? Doru a fost măgar de binelea. Nu știu dacă a făcut intenționat sau nu, dar nu o să-l iert pentru asta. Am făcut-o intenționat. Am vrut să văd cum reacționează. Am vrut să văd până unde poate merge. Pentru că în ultima vreme aflu tot felul de lucruri despre iubita mea și unele dintre ele nu prea-mi plac. Doru! Pur și simplu m-am uitat în super. Jur și atât. Nu am făcut nimic așa. Vrei să mă suți o iau de păr acum? Te rog frumos, exagerezi. Ce vrei să... Păi, dar de ce stai și m-am dus la ea la masă, am vorbit cu ea, i-am zis ceva. Chiar invit-o aici, te rog frumos, și rămâneți la voi doi. Vă văd că ești chiar nesimțit. Loredana este în culpă din nou, uitând de aniversarea împlinirii unui an de relație cu Doru. În schimb, are așteptări în privința cererii în căsătorie. Cum Doru devine tot mai contrariat de atitudinea Loredanei, se hotărăște ca în ziua următoare să o urmărească. Hai, Cosmin. Ce faci? Zi, ce ai de zis? Hai mă, ce mă iei așa direct? Da, te iau pentru că e 8:30 și întârzi la muncă. Fac eu pe figuranta, dar chiar îmi doream să-l văd pe Cosmin. Dacă e aici, înseamnă că simte ceva pentru mine. Ar trebui să nu mai nege. Mamă, dar așa formal aici, nu-mi place când ești așa. Te rog eu frumos, de, păi de ce ești așa? Păi și cum mai vrem să fiu Cosmin, după tot băi, ce mi-ai făcut? Băi, te rog eu frumos, hai, termină cu astea. Păi, cu ce eu să eu vreau termin? Să fii atentă. Așa. Te rog frumos să mă ierți. Te rog eu mult, uite, dacă vrei stau și în genunchi, uite, ne. Cosmin, termină cu circul ăsta, ridică-te, că nu am chef de scandal la ora asta, da? Dar nu e vorba de scandal, că eu păi vreau să mă iert. Te rog eu frumos, am fost puțin cam razna. Am fost un dobitoc, crede-mă, iartă-mă, te rog eu frumos. Acum realizezi, după un an de zile, da, după tot ce mi-ai făcut? Am făcut cea mai mare greșeală din viața mea, ce vrei să zic? Păi băiete, du-te acasă că ai nevastă și copii, lasă-mă pe mine, de ce m-ai chemat? Uite, încerc să fac ceva acum, încerc să întreb niște lucruri. Îmi place mult fata asta. Cu ea mă simt foarte bine, iar lângă soția mea mă simt incomplet. Încerc să ce? Încerc să te recucerești ce vrei să încerc. După un an de zile. Dacă acum mi-am dat seama, nu? Și nu ți se pare că e puțin cam târziu? Păi, nu știu, asta și încerc să fac acum, să nu fie prea târziu. Păi, te anunț eu, este mult prea târziu, să știi. Și e târziu și trebuie să ajung și eu la job. Hai, te rog eu frumos, job. Nu fie așa, te rog eu... De ce ai mai venit atunci dacă...
nu simți nimic ca pentru mine. Spune. Da, bună întrebare. De fraieră. De aia am venit. De fraieră. Hai, mute. Te rog frumos, nu îndrăzni să mă atingi. Nu pune mâna pe mine. Adevărul este că trebuie să decid. Să văd pe cine aleg. Ori cu unul, ori cu altul. Așa nu mai merge. Nu se mai poate schimba absolut nimic. Ok, eu nu te mai iubesc. Pe atunci de ce ai venit dacă nu mă mai iubești? De fraieră, asta spun. De ce te-ai mai întâlnit cu mine dacă nu? De fraieră. De fraieră, pur și simplu, n-am alt... Nu pot să cred. Nu pot să spun altceva decât de fraieră. Dar nu pot să cred că nu mai ai sentimente pentru mine. Dacă tu tot ai vrut să ne vedem, tot chiar vrei să ne vedem. Chiar dacă mai sunt sentimente, sunt convinsă și știu clar, sunt conștientă că nu mai poate fi nimic între noi. Nimic bun, bun constructiv. Da. Ce faci aici? Ce cauți aici? Bună, Doru. Salut. Cosmin. Doru. Pare bine. Prieten. Am fost ce? Am fost prieten. Degeaba m-am ferit, că dracu se pare că m-a nimerit. Chiar mă bucur că ne-a prins gagicăsul. Până la urmă, hai să dăm cărțile pe față. Și ce cauți la ora asta în parc? Am fost prieten. Păi m-am îndreptat spre muncă. Ce să-mi spună? Ce să-mi spui, Loredana? Că mă grăbeam către muncă, da? Și m-am întâlnit cu el și am stat două minute de vorbă și chiar am pus că întârzi și că trebuie să plec. Haide să mergi și tu în pace. Nu mi-a nicăieri, spune și mie ce se întâmplă. De ce să spun? Ți-am spus adevărul, adică eu am fost prieten, m-am întâlnit în drum spre muncă și... De data asta nu știu cum o să-l mai înduplec pe Doru. Cred că aici e finalul. De ce mi-era frică, n-am scăpat. Bănuirile mele s-au adeverit. Fata asta mă înșeală. Dar drumul tău spre muncă este pe aici, prin boscheți? De când mergi tu prin parc? M-am întâlnit și ne-am retras ca să nu stăm în mijlocul alei principale, adică, nu. Loredana, te rog frumos, spune-mi adevărul. Care-i treaba cu omul ăsta? Știi că mereu spun adevărul, ți-am spus adevărul. Nu, spui adevărul, mă grăbesc, minți în față. Mă minți în față, te bulgui. Și nu... Și se pare că el nu e un singur prieten. E deja fără un sfert, adică... Se pare că el nu e un singur prieten. Și tu mi-ascunzi lucrul ăsta. Niciun moment Loredana nu a dovedit că ar avea sentimente reale pentru Doru, bărbatul care a dovedit că o iubește și i-a oferit un nou început alături de el. În schimb, i-a permis lui Cosmin să rămână în viața ei, bărbatul care i-a provocat mult rău și suferință. După un an de minciuni și ascunzișuri, Loredana este datoare lui Doru cu explicații clare, în urma cărora doar acesta va fi în măsură să decidă asupra deznodământului. Doamne, mamă, nici nu-mi vine să cred că ești atât de orb. Ești atât de orb, nu știu ce Dumnezeu ai pe ochi, de nu ai văzut realitatea. Pentru tine. Uite, rușinatule, cum să vii cu flori la mine? Uite-te puțin, poftim. Poftim, ce se întâmplă sub ochii tăi? Și tu taci, nu ai nimic de zis. Taci! În ce mai băgat, Loredana? Eu în ce te-am băgat? În ce mai băgat? Tu nu vezi cum se poartă maică ta? Am venit să purtăm o discuție civilizată, da? Ce discuție? Telenovela asta de proastă calitate? Păi da, pe care mama ta vă că o face. Cu fostul lângă tine? Aia nu mă suportă. Hmm? Eu n-am avut o relație cu mama și nu mama m-a înșelat. Eu te-am înșelat? Păi stai puțin și seama acum de ceva ce nu s-a întâmplat. De ce nu-i spui omului? Tu să taci, omule! Nici măcar nu înțeleg ce cauți aici. Și mai vii și cu flori. Ce trebuie să tacă fostul tău? Chiar așa. Ce aveți voi de ascuns? Adică până la urmă, haideți să aflăm adevărul. Păi, ești cu fostul, ești cu actual, foarte bine. Nu da. Există. Poate mai bine și al treilea. Ce nu există? Știi ceva? Dacă vrei să discutăm, discutăm în altă parte, da, nu vreau. De față cu mama ta. Da, vreau să discutăm. A, păi fugi. Normal. Normal că se ascunde. Normal că nu trebuie să știu tot. Normal. Pentru că eu am mirosit de la început de ce îi poate pielea. Păi, asta e problema. Ce credere în Doru? Credeți că el este chiar atât de orb? Da. Doru chiar este orb. Doru, te rog frumos să înțelegi un lucru. În primul rând, nu te-am înșelat nici măcar o clipă. Ajută-mă să cred asta. Pentru că în secunda asta, efectiv, simt că o iau razna. Nu simt s-a întâmplat absolut nimic. Te înțeleg și e normal. Jur. Știu, te înțeleg și e normal. Și mă bucur că reacționezi așa, pentru că înseamnă că ții la mine foarte mult, ceea ce mă bucură. Ciudat mod de a dori să vezi cât de mult țin la tine. Ciudat mod. Puteai să alegi ceva mai ușor. O spuneam în contextul ăsta, nu că mă bucur. Ai înțeles ce vreau să zic? Am înțeles. Iartă-mi sarcasmul.
Dar din păcate nu prea pot să fiu altfel. Ce-am greșit și mi-asum și... Sunt tare curios, dacă te-ai fi pus în locul meu, dacă am fi făcut schimb de personaje, ce s-ar fi întâmplat? Care ți-ar fi fost reacția? Probabil că la fel, dar aș fi vrut să te și înțeleg pe de altă parte. Ceea ce îți cer și eu acum. E motivul pentru care încă vorbesc cu tine. Ok, și apreciez asta. Repet, nu te-am înșelat nici măcar o clipă. Este un... nerușinat. Uite, asta. Nu te-am înșelat nici măcar o clipă. Nici măcar nu am intenționat asta. Ci pur și simplu voiam să-mi dau niște să-mi dau mie niște răspunsuri. Și doi... Tu ai idee cât știu de că am greșit că nu ți-am spus. Ai cumva vreo vagă idee cât de mult te iubesc? Da, și eu te iubesc la fel de mult. Știi că motivul pentru care încă existi în discuția asta e pentru că ce am simțit cu tine în toată perioada asta, n-am mai simțit de mult cu nimeni. Că am simțit conexiunea aia dincolo de orice altceva. Ok, m-am simțit un bărbat împlinit în pat. Dar nu e vorba noi despre asta. Chiar iubesc tot ceea ce însemn tu, dincolo de toate măgăriile astea pe care le-ai făcut. Mai mult sau mai puțin cu discernământ. Nu s-a întâmplat nimic, nimic greșit. Ce e între tine și Loredana? Noi, eu de fapt, și chiar și ea, da? Noi am continuat, noi ne-am despărțit, dar a fost o împrejurare. N-am vrut eu să se întâmple așa, dar așa a ieșit. A fost o scăpare de-a mea. Eu am înșelat-o pe Loredana și fata cu care am înșelat-o a rămas gravidă. Știind, fiind prieten de familie, ai mei m-au obligat să o iau de nevastă și am fost obligat să accept. N-am înțeles ceva. Bun, ai înșelat-o. Treaba voastră. Ai un copil, să-ți trăiască. De ce ai continuat să o cauți pe Loredana? De ce v-ați întâlnit pe ascuns? Sau ce făceați? Mi-am dat seama din moment ce tu ai venit și acum, după atâta timp cu Flori, ai continuat să vorbești cu ea? Ai trăit cu impresia că este singurul buchet de flori pe care Loredana l-a primit de la Cosmin? Înțeleg că îi trimite la locul de muncă flori regulat acest domn. Acasă n-a venit cu ele. Problema nu este de ce încearcă el, deși, într-adevăr, da, este o problemă, pentru că are acasă o soție și un copil să-i trăiască. O, Doamne! Mersi! Problema este de ce Loredana a omis să-i spună lui Doru aceste adevăruri. Eu nu pot să-mi dau cu părerea și să zic ceva ce ar trebui ea să spună. Deci, Miriam, pentru că ești bună prietenă și confidentă. Da, sunt, dar tu știi în doar... mare... Că ne-am mai întâlnit când făcea semne și tot felul. Am rămas și eu șocat în acel moment. N-am de ce să-mi recunosc. Dar tu, de ce nu... Ați complotat împreună nu, să-l înșelați pe fiul meu? Păi, că ce... de fapt asta se întâmplă. Doamnă! Mama noastră știe despre Cosmin. Și nu este un trio. I-a verificat telefonul Loredanei, a intrat, a citit mesajele, știe despre Cosmin, i-a urmărit chiar. Doamne ferește, nu mai înțeleg nimic. Dacă n-ar mai fi fost nimic între noi, nu ne-am mai fi văzut, nu? M-ar fi blocat peste tot și aia ar fi... Scuză-mă puțin, Ernest, scuză-mă puțin. Deci, Doru știa de Cosmin, știa tot ce se întâmplă și cu toate astea continua să rămână cu Loredana și să se certe cu mine mama lui? Păi de asta puțin... Va trebui să vă ofere el un răspuns de ce a făcut ce a făcut și de ce a ales să procedeze așa. Loredana, acum e momentul adevărului. Ori spui adevărul așa cum e el, de la cap la coadă, ori alegi minciuna și pur și simplu pleci din viața mea, pentru totdeauna. Ok, ți-am spus adevărul, în momentul ăsta ți-am spus tot adevărul. Nu știam cum să vin la tine să-ți spun, știi, m-a lăsat baltă, a plecat cu alta, a făcut un copil cu alta și a luat hainele și a plecat pur și simplu, m-a lăsat și cu credit cu toate datoriile din lume și cumva credeam că pot să mai scot ceva, că pot să... Nu știu ce a fost în capul meu, nu-mi dau seama, pentru că am fost la impuls tot timpul, am acționat la impuls, nu mi-am dat timp să gândesc și... Da, știu că aici am greșit și îmi pare foarte rău, în primul rând față de tine și față de mine chiar până la urmă. Tu ai idee cum arăt eu în ochii maică-mii în momentul ăsta? Tu ai idee că mie mi se spar toate lucrurile astea în cap? Pe bună dreptate, justificat, adică nu ai ce să spui, nu am ce să spun.
În opinia maică-mii, eu ar trebui în momentul ăsta să te tratez pe tine ca pe ultimul om. Și tu asta vrei? Nu, nu vreau asta. Nu vreau asta. Dacă voiam asta, asta se întâmpla, crede-mă. Păi și atunci ce să facem să fie bine? Crede-mă, ăsta este adevărul. Nu am intenționat niciodată să-ți fac ceva greșit. Nu s-a întâmplat nimic mai mult decât o discuție banală, prostească, pe care nu înțeleg de ce am făcut-o. Ce-ți dorești tu? Pe tine. Pe tine și să construim o familie și tot ce am visat noi până acum. Și nu te interesează banii mei? Nu te interesează vacanțele? Nu te interesează mașinile? Nu te interesează tot lucrurile? Cred că sunt capabilă să fac bani alături de tine. Nu trebuie să vii tu cu tot ceea ce ai. Și cred că ai văzut asta. Că sunt capabilă și că nu asta a contat. A, ok, că sunt acolo, beneficiile astea, da, sunt ok. Dar eu nu pentru asta te iubesc. Ci pentru că tu m-ai salvat, m-ai făcut exact cum tu ai spus. Eu mă simt vie lângă tine. Simt această conexiune dintre noi doi. Te rog să mă crezi. Îmi vine stomac. Dacă e un semn bun, poți să mă omori. Ăla dispare din viața ta. Evident că dispare. Dar trebuie cumva să dispară și mama ta din peisaj. Înțelegi ce vreau să zic? Asta am iubit întotdeauna la tine, care iartă negocierii. Chiar și atunci când n-ai niciun motiv să o faci. Sau mă rog. Hai să mergem. Apropo de sentimente, poate ne explici și nouă dacă cumva e vorba despre sentimente la Loredana, pentru că ceva mă face să cred că voi două ați avut o discuție și Loredana ți-ar fi spus că ar da orice, dar orice să poată să-l facă gelos și invidios pe Cosmin. De fapt, își dorește cu atâta ardoare ca Doru să o ceară o dată de nevastă și să facă acea lună de miere ca să umple tot internetul cu poze de pe unde se duce ea. Da. Nu alături de marea iubire. Scuze-mă puțin! Și apropo de ce spune Ernest, asta ți se pare dragoste? Că vrea să se etaleze? Pot răspunde? Te rog, chiar. Pot spune că asta este metoda ei de a se răzbuna în mod direct sau indirect pe Cosmin. Asta nu înseamnă că pe băiatul dumneavoastră nu-l iubește. Cum? Prietena ta este semi-inconștientă. Posibil să fie și semi-inconștientă. Să cum poți fi? Da? Adică ce urmărește ea? Vrea să se răzbune, vrea să-l uite, dar în același timp îi răspunde la mesaje, se vede cu el pe ascuns, dar e într-o relație cu Doru, până la urmă ea știe ce vrea. Doru, spune-mi adevărul. Care-i treaba cu omul ăsta? Știi că mereu spun adevărul, ți-am spus adevărul. Nu, nu spui adevărul, mă minți în față. Mă minți în față, te bulbui. Și nu... Și se pare că el nu e un singur prieten. E deja fără un sfert, adică... Se pare că el nu e un singur prieten. Și tu mi-ascunzi lucrul ăsta. Spune-mi care este adevărul. Vreau să știu adevărul. Iubire. Haide, te rog frumos că mă grăbesc. Pe bune, întârzi la muncă. Hai. Simt că nebunesc, te rog. Simt că nebunesc. De ce îți bagi joc de mine? Care e toată situația? Că fac o criză de nervi. Te rog, hai să mergem, că întârzi la muncă, bine? Ți-am spus adevărul. Și ceva, puțin îmi pasă de munca ta. Ți-am spus adevărul, iubire. Haide, te rog. Care-i treaba cu omul ăsta? Omule. Tu să taci. Spune care-i treaba cu omul ăsta. Spune-mi odată care-i situația. Ce cauți tu cu el în parc la ora asta? Eu am fost, am prieten eu și m-am... Care am fost? Trebuia de mult să fii la muncă. Păi asta zic, păi asta spun, că trebuia să fii de mult la muncă. Ce cauți asta în parc, un fost prieten? Haide, te rog frumos să mergem pe aleea principală de care spuneai, te rog. Haide, te rog. Salut. Să-i spui adevărul. Dar el de ce n-a avut obraz să vină? Să pună piciorul în prag dacă tot atât de mult o iubește și nu mai poate de dragul ei? Ce iubire e asta? Păi, întocmai, ce iubire e asta după ce și-a bătut joc de ea? Nu mai zic din punct de vedere sentimental, e clar, dar și-a bătut joc de ea. Sunt foarte multe semne de întrebare, da? Măi, domnișoară, ia spune-mi și mie, ce cauți tu aici acum când de fapt tu plecasești? Mamă. Ce tu vezi, mai cauți Doru, tu cum aici? Vorbește, vezi mamă. Cum se poartă, ți-am mamă. Spus deja. Mă port așa cum trebuia să mă port de la început cu tine, ai înțeles? Exagerat, e ultimul hal. Eu am aflat adevărul de la acest domn,
despre tine, da. Și mai ales indiferent tu de ce a făcut. Ok, știam, am aflat, indiferent de ce a făcut. Hai să ne păstrăm calmul. Nu, nu. Și să ne vorbim cu respect. Și ți-am spus, trebuia să sufli și în iaurt după ce ți-a făcut ție Elena. Ok, mi-a făcut ce mi-a făcut. Poate hai să păstrăm respectul. Exact asta cine? A făcut, doamnă. Da? Suntem... Elena a fost a lui soție. Suntem bine sau crescuți? Sau nu știai că a fost căsătorit? Suntem bine crescuți. Mulțumesc de informație. Hai să ne-l păstrăm, că nu merită. Bunul simț nu mai are ce căuta acum aici. Până la urmă, Doru, de ce ai ales să procedezi așa? Pentru că știu că nu ți-a fost ușor, dar adică... Na, ai trecut și tu printr-un divorț? Pentru că am trecut printr-un divorț, pentru că m-a afectat destul de mult toată perioada respectivă. Și eu acum aflu, adică uite, vezi că și tu ai lucruri pe care le-ai ascuns? Adică... Nu le-am ascuns de tine. Păi... Mi-ar fi plăcut să putem să vorbim lucrul ăsta. E o mică mare diferență, adică trecutul lui este mort și îngropat. Al tău este păi aici, lângă când... tine și se flori. Nu ne... are, nu are legătură... Are probleme la capul mult. Când cunoști un om și vrei să o iei de la zero. Trecutul meu nu are legătură cu prezentul nostru. Ok, înțeleg aș asta. Aș fi spus lucrurilor pe nume într-un anumit moment, într-un anumit context. În ai toată perioada în care... Și asta, dar în toată perioada în care am început să suspectez diverse lucruri, am căutat să aflu despre tine. Să văd care e situația de fapt și de drept. Dar nu te-ai întrebat de ce iubita ta, da? Dacă tot întrește genul acesta de sentimente adânci, nu ți-ar fi spus despre fostul ei iubit, care încă îi mai dă târcoale? Nu ți-ar fi spus toată povestea? Că nu scapă de el, că primește flori la birou? Că... E o femeie... De ce a ezitat? Ernest, e o femeie frumoasă, e o femeie inteligentă, e o femeie capabilă de multe lucruri. Bun, extraordinare. Pentru că ai subliniat că este o femeie inteligentă, de ce s-ar fi complicat în halul acesta? Pentru că lasă loc de interpretări, nu-i așa? Ideea este că l-am iubit într-adevăr foarte mult pe acest om. A fost ok relația cât a fost un om normal. Am suferit foarte mult. Și... căutându-mă tot timpul, m-a răscolit. Nu știu cum să mă justific ca să înțelegi, știu, pentru că sunt spus, convinsă că înțelegi deja, dincolo de cuvinte. Mi-ai spus deja de un an de zile într-o relație cu tu? Ba da, dar unele răni rămân deschise. Păi cum adică te-ai rândești și vrei să-l vezi? Nu e pansament, nu e niciun caz pansament. Pur și simplu lângă el am găsit liniștea, lângă el am găsit... Dar omule, băi, cum de nu vezi tu realitatea, că mor aici cu tine decât? Atunci o secundă, să nu crezi că eu am ceva personal cu tine sau că mă bag eu în relația voastră. Dar minciuna în momentul de față nu te ajută și știi bine asta. Ajunge în clipa asta, taci, te ridici, mamă, că vreau să aflu ceva. Afară din casă. Mamă, taci că în vreau clipa să... asta. Nu iese nicăieri. Ba da, în clipa vreau asta să iese. Aflu ceva. Nu mai pot. Deci, mie mi-ai distrus creierul, gata. Nu mai suport, nu închid, nu se poate ce ți-a făcut. Și tu ești orb, efectiv nu știu ce ți-a făcut. Ți-a spălat creierul. Am înțeles lucrul ăsta, opește-te, că dacă nu mai termina psihic. Te rog frumos. Știi ce, Miriam, te rog frumos în momentul ăsta să părăsești această casă, pentru că m-ai dezamăgit cumplit, iar eu nu vreau oameni de genul... Da, pentru că a spus adevărul, poftim. Singura dată, dacă să mă întreb, să mi-a spus ceva și să n-ai o justificare pentru ceea ce faci. Între noi, secunde de două, s-a terminat. Mai ai nevoie de el aici? Nu, și chiar te rog frumos să pleci în momentul ăsta, pentru că... Bine, măi. Ești un om de nimic. Eu o să plec. Ești un om de nimic. Sigur că da, sunt un om de nimic, eu o să plec. Chiar te rog, te invit. O să aștept telefonul tău. Sigur o să-mi dai mesaj. Sigur, chiar în seara asta îți dă mesaj, stai liniștit. Blochează-mă tu ca să te blochez eu. O să sufere după această discuție. Doru, îți place? Ce să-mi placă? Ți-am spus ce de la început că mama ta nu mă suportă. Ce se pare normal? Dar ți-o spun și în față, se pare normal, se poate așa cu mine? Se pare normal să aibă alte reacții după ce ai făcut? Ok, eu pot să înțeleg. Păi dar nu pot să înțelegi. Mă iei în... Nu pot să înțelegi. Nu pot să mă iei în halul ăsta. Nu pot să înțelegi. Dar de ce îmi explici mie de reacțiile pe care le are mama mea când noi discutăm ce? Tot ce ai făcut tu? Păi, și ce-am făcut greșit, Doru? Ce-ai făcut greșit? Doru, stai puțin. În primul rând nu mi-ai spus.
În al doilea rând ai făcut niște tâmpenii. Asta este vina mea și am asumat-o. Și mai tare în ele, chiar dacă mi le-ai explicat doar acum, chiar dacă le-am aflat înainte să mi le explici tu, sunt tot niște tâmpenii. Doar și te fac vinovată. Faptul că le recunoști, recunoașterea unui greșeli, da, probabil că e pe jumătate iertată, cum spune nu știu ce proverb. Dar asta nu înseamnă că reacțiile oamenilor din jurul tău sunt nejustificate. Loredana, tu măcar știi ce dorești în momentul da. De față de la viața ta? Da. Știi? Chiar știi? Îl doresc pe Doru lângă mine. Că... Știu clar ce-mi doresc. Ajunge în clipa asta, taci, te ridici mama, că vreau și ieși să ceva. Afară din casă. Mamă, taci că în vreau să... Asta. Nu iese nicăieri. Ba da, în clipa vreau asta să iese. Aflu ceva. Nu mai pot. Deja una ți-a făcut rău, okay, nu mai vreau să fie și a doua, să fie mai, clar. Dacă nu mai poți, ridică-te în momentul ăsta, vreau să am o discuție. Asta vrei? Da, asta vreau. Foarte bine. Iar tu, domnișoară, să pleci. Te rog frumos. Deci, mie mi-ai distrus creierul, gata. Nu mai suport, nu înghid, nu se poate ce ți-a făcut. Și tu ești orb, ești... Efectiv, nu știu ce ți-a făcut. Ți-a spălat creierul. Am înțeles lucrul ăsta, oprește-te, că dacă nu mai termina psihic. Te rog frumos, înțelegi odată pentru totdeauna. Eu sunt cel care ia deciziile, nu le iei tu. Mai cocoloși destul. Ai ajuns la vârsta asta, să nu-ți dai seama ce ți-a făcut Elena, cât ai suferit pentru femeia aia. Ok. Am suferit pentru Elena, da? Păi și vrei să-ți facă și asta la fel? Da, dacă trebuie să trec prin chestia asta, o să trec eu. Și o să-mi asum ce am făcut. Nu vreau după ani de zile, mamă, să mă simt vinovat și să realizez că nu este ceea ce vreau și că, de fapt, nu e greșeala mea, e greșeala ta. Vreau să fie greșelile mele, e viața mea, mamă, înțelege lucrul ăsta. Sunt dator să am greșelile mele, să am trăirile mele, să am emoțiile mele, să am viața mea. Lasă-mă să greșesc, dacă greșesc. Dar intuiția îmi spune că nu greșesc. Și nu vreau să mă înțelegi, vreau doar să accept situația. Ok, nu ți-a cerut nimeni să o iubești, nu ți-a cerut nimeni să ai discuții cu ea. A greșit, e perfect de acord, sunt perfect de acord cu tot ceea ce spui. Tu n-ai fost acolo când am aflat ce am aflat. Mamă, eu am fost cu ea, mie mi-a spus adevărul. Eu am vorbit cu ea. Care a vrut ea să ți-l spună, copilule. Nu, tot adevărul așa cum a fost el. Și simt un om când minte. Am simțit-o și atunci când nu spunea adevărul și am căutat să-l aflu și l-am aflat, chiar dacă n-a venit de la ea și a venit ulterior, da? Sunt suficient de capabil să înțeleg lucrurile exact așa cum sunt și să mi le asum. Și vreau să mi le asum, pentru că sunt un om integru și un om cu toate facultățile la cap. Bine, ok. Nu vreau să accept lucrul ăsta. Vreau pur și simplu să înțeleg situația, o să vin la tine, o să asta ne vedem. Asta voiam să-ți spun. Iartă-mă, dar nu pot. Am înțeles. Tu poți să vii, mamă, la orice oră din okay. zi și îți din noapte. Ok, punctul de vedere. Dar dacă vreau să am o relație cu femeia asta, vreau să am o relație cu ea. Și nu vreau să te bagi în asta. M-am săturat să primesc tot felul de povețe și tot felul okay. de din experiențele altora. Nu le vreau. Le vreau pe ale mele. Sunt dator cu ele. Bun. Deci e viața ta, mamă. Exact. Faci ce vrei tu, dar nu uita că eu vreau să fii fericit de data asta, da? Să fiu da? Fericit, da. Să fiu fericit. Știi ce, Miriam, te rog frumos în momentul ăsta să părăsești această casă, pentru că m-ai dezamăgit cumplit, iar eu nu vreau oameni de genul... Da, pentru că a spus adevărul, poftim. Dacă așa vreți voi să considerați... Și ceea ce... Ultima întrebare, te rog. Tu crezi că am venit cu adevărul în dinți, să-i spun? Adică nu-ți poți da seama că poate cum tu ai fost acaparată de sentimentele tale și eu am avut un moment de slăbiciune pentru în tine. În fața lui Doru. Ok. Dacă tu consideri cred că mai rău te afunzi, mai bine pleci acum și rămâne așa situația. Te rog frumos. Ok. Dacă asta e ceea ce tu îți dorești. Da, chiar asta îmi doresc. Nu mai vreau oameni inutili lângă mine. Tu crezi că relația voastră are un viitor? Da. Chiar cred că da. Draga mea, tu clar nu ești împăcată cu trecutul tău. Acum da, sunt împăcată. Spui asta după toate cele. Nu. Bine că nu este așa, da? Adică s-a văzut din felul meu. Uite-te un pic. Ce ai putut să uite-te un pic ce este aici. Adică clar nu ești împăcată cu trecutul tău. Oricât de frumos ai încercat să ne minți. Cum aș fi putut să reacționez în contextul ăsta? Punându-te lângă Doru, sărutându-l eventual, nu știu. Dar în niciun caz genul acesta de reacție. Până la urmă nu este nimic de condamnat.
Da, dacă tu iubești pe omul acesta și sentimentele sunt reciproce, ok, veți învinge orice furtună. Dar măcar învață ceva, adică nu mai veni cu jumătăți de adevăr sau cu... Că nu funcționează așa, din păcate, o relație. Am să fiu eu... cel matur. Ca de fiecare dată. Și vreau să spun un lucru. Vreau să spun că... indiferent de tot ce s-a întâmplat, și nu o spun, crede-mă, pentru că sunt prost sau pentru că sunt un pămpălău, în ciuda a tot ceea ce ar putea să creadă oricine despre mine, spun pentru că te iubesc și pentru că acest ultim an din viața mea petrecut cu tine a însemnat foarte mult. Mi-am găsit un echilibru în tine și cred în tine, încă cred în tine. Însă, crede-mă și ți-o spun cât se poate de sincer, așa cum și până acum am fost la fel de sincer și de transparent cu tine. O singură dată, o singură dată, dacă se mai întâmplă, să-mi ascunzi ceva și să n-ai o justificare pentru ceea ce faci. Între noi, secunda 2, s-a terminat. Nu vreau să spui nimic, absolut nimic. Vreau doar să mă asculți, atât. Și să bagi bine la cap. În relația lui Doru cu Loredana a intervenit minciuna. Nimic nu poate justifica motivul pentru care Loredana a ales să-l mintă pe Doru, pretinzând că îl iubește sincer. Bineînțeles că în acest context, doamna Marcela, o femeie trecută prin viață și cu experiență, reprezenta o amenințare pentru Loredana. Prin felul imparțial al lui Doru de a trata situația din final, el a dat dovadă de maturitate, fără să se lase influențat de nimeni. Iubind-o sincer pe Loredana, Doru a decis să-i mai acorde o șansă. Dacă ea va ști să aprecieze această șansă și va renunța la Cosmin, doar timpul ne va spune. Însă pentru fericirea lor și un viitor împreună, sperăm ca Loredana să-și fi învățat lecția. Dorina, pentru tine, fac orice, de jur, fac orice. Deci o să facem ceea ce-ți dorești, asta o să facem. Păi știi foarte bine de ce stau cu el. Îmi oferă siguranță și stabilitate financiară, da? Ceea ce e foarte important și pot să-l manevrez cum îmi doresc eu. Mă gândeam și eu că poate nu-o placi, că... Na, știi cum e. Cum să nu-o plac, dragă? Doar vorba e viitoarea ta soție. Dacă nu-ți sigurița aia, vezi că s-ar putea să spun niște adevăruri despre tine. Mm. Și cred că nu o să-ți convine. Când s-a întâmplat asta? Când erai tu în club cu ăla cu pătrățele și te mângâia și te picăia și te beați și vă faceați. Pentru mine, Dorina este sufletul meu, ca să înțelegi. Ui, eu vreau să fac fericită, înțelegi? Vreau să fac fericită. M-am gândit numai la tine. Serios? Ce vrei să faci în seara asta? Ce zici, îți mai fac un dans? Dans în privat? Sau poate în privat, da?